Bine ați venit pe marketingportal.ro. Sunt Elena Stănescu și astăzi vom vorbi despre nevoile de consum. După Abraham Maslow, există 5 nivele de trebuințe fundamentale pentru ființa umană. În general, acestea sunt ierarhizate într-o piramidă în care de sus în jos figurează nevoia de autorealizare, nivelul maxim 5, sentimentul de stimă, sentimentul de apartenență, nevoia de securitate și nevoile fiziologice fundamentale. Trebuințele individului se cristalizează în funcție de domeniul său, de activitate sau grupul din care face parte. Mai departe, înăuntrul opțiunilor generale, date de activitatea specifică, apartenența de grup sau alte elemente, apar trebuințele specifice. Mai întâi de toate, nu trebuie să confundăm nevoia propriu-zisă cu modalitatea de împlinire a acesteia. De exemplu, nevoia de a fi acceptat de ceilalți este una internă, prescrisă genetic, însă hainele pe care individul le îmbracă pentru a-și satisface această trebuință sunt în funcție de educație, buget, dorința de confort. Nevoia nu se creează, ci cel mult se amplifică, dar numai în condițiile în care ea există deja. În cele prezentate anterior, rezultă că arta unui bun comerciant se bazează pe persuasiunea pe care o pune în joc față de client pentru a-l convinge că soluția pe care marfa sa îi oferă este mai bună, mai utilă, mai modernă, indispensabilă în raport cu alte oferte. Cât privește abordarea comercială corectă a trebuințelor unei colectivități, trebuie să se găsească răspuns următoarelor probleme. Care sunt factorii de decizie cei mai importanți din grup cărora li se poate adresa o comandă? Este suficient dacă este contactată o singură persoană în acest scop? Care sunt nivelurile ierarhice la care ar trebui să se intervină pentru a determina o achiziție? Este posibil să fie atras întregul grup de oferta făcută, fără sprijinul vreunei acțiuni la nivelul factorilor de decizie și, dacă da, pe ce cale? Care sunt responsabilitățile fiecărui factor de decizie care intervine în procesul hotărârii unei achiziții? Care sunt regulile după care grupul se decide pentru a cumpăra, după cum își gestionează bugetul, care este stilul de negociere? Trebuie să reținem că un rol important în dezvoltarea nevoilor sociale îl au așa numiți lideri sau formatori de opinie, vedete, personalități publice, experți, care trebuie atrași în susținerea afacerii dumneavoastră. Există și factori care limitează consumul: lipsa banilor, opinia generală, timpul limitat, lipsa spațiului, oboseală, proastă reputația unui produs sau serviciu. Acești factori frenatori privesc mai cu seamă satisfacerea trebuințelor individuale. Piedicile în calea realizării nevoilor colective sunt puțin diferite, în sensul că bugetul, timpul, spațiul devin mai flexibile. Vă așteptăm și data viitoare pe marketingportal.ro.